Pentru viața de aici și cea de dincolo. El, Dumnezeu, să vă mângâie. El, Dumnezeu, să vă poarte de grijă. Amin. Și în vremea aceasta, mâna lui Dumnezeu să fie întinsă peste întreaga asistență. Să aducă liniște, să aducă pace, să aducă mângâiere. Ceea dorim să chemăm numele lui Dumnezeu peste seara aceasta, peste inimile noastre, peste familia greu încercată, peste întreaga adunare de doliu, prin fratele păstor Ilie Traian. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din aleluia. Glorie Ție, Doamne. Înainte ca să se fi făcut munții și lumea, din veșnicii în veșnicii Tu ești Dumnezeu. Glorie Ție, Doamne. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă, fii oamenilor. Căci înaintea Ta, 1000 de ani, sunt ca ziua de ieri care a trecut. Pe mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, iar seara este tăiată și se usă. Te recunoaștem, Doamne, că ești suveran. Da. Recunoaștem, Doamne, că dacă unii mai suntem în viață, suntem datorită Ție. Mărit să fie numele Tău. N-avem niciun merit în plus față de ceea pe care ai chemat la Tine la un număr de ani redus, Doamne. Dar n-avem nici cum să ne împotrivim și nu vrem, Doamne, să Te supărăm. Rămânem resemnați sub suveranitatea Ta. Tu ești Dumnezeul nostru. Mărim să fie numele Tău. Gloria să Te împodobească, Doamne. Te rugăm, Doamne, în aceste momente triste să mângâi inimile îndurerate. Amin, amin, Doamne. Mă rog în mod special pentru fratele Ilie. Amin, amin, milă de El, Doamne. E o durere pe care n-am mai trăit-o niciodată, Doamne. Te rog frumos, mângâie-L în durerea. Amin, amin, Doamne. Și vindecă-i sufletul lui, lovit de durerea despărțirii. Mă rog pentru toți copiilor, mă rog pentru nurori, gineri, nepoți, mă rog pentru rudenii, mă rog pentru toți apropiații și cunoscuților, Doamne. Dă-le mângâiere în suflet. Amin, amin. Mă rog pentru toată adunarea, Domnul meu. Te rog din tot sufletul meu. Mântuiește fiecare suflet prezent aici. Vorbește-ne, Doamne, prin cuvântul Tău. Adune cuvânt despre nădejdea vieții veșnice pe care ai turnat-o în inimile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt. Folosește-te de slujitorii Tăi, dându-le ungere proaspătă,
din Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și rămânem sub autoritatea și sub protecția Ta, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Sfântă-ne tot spre țara mea, cu Domnul la mizvântă. Dumnezeul nădejdii să vă umple de pacea pe care o dă credința. Amin. Pentru ca prin puterea Duhului să fiți tari în nădejde. Amin. Dumnezeu să vă întărească. Amin. Întreaga adunare de doliu, am să citesc cuvântul Domnului din Roman 15, versetul 5. Dumnezeul răbdării și al mângăierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos. Amin. Amin. Vă rog cu respect să vă reașezați pentru cei ce au locuri aici, în partea stângă, încă mai sunt locuri și vă rog să copiți. Vă rog, tinerii, ajutați și cântarea și corul ca să poată cânta. Scumpă familie, în momente de felul acesta, oamenii greu își găsesc cuvintele de îmbărbătare, de încurajare, dar voi, împreună cu noi, care suntem copii ai lui Dumnezeu, știm că Dumnezeu, prin Scriptură, ne transmite cuvântul de îmbărbătare în astfel de situații. De aceea Domnul, înainte de a pleca de pe pământ, înainte de moartea sa, și-a îmbărbătat ucenicii și le-a spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cuvântul acesta este valabil și pentru astăzi și pentru noi. Punându-ne nădejdea în Dumnezeu, traversăm cele mai grele momente ale vieții,
Pentru că cel ce ne ia de mână este Dumnezeu. În valea umbrii morții, El este cu noi. Atunci când cerul vieții noastre este plin de nori, Dumnezeu stă împreună cu noi. El face să treacă și norul, să vină soarele și din nou să binecuvinteze viața noastră. De aceea vă încurajăm. Dumnezeu este lângă fiecare din noi. El să vă binecuvinteze. El să vă întărească. Aici în față vedeți, frați slujitori care sunt alături de dumneavoastră, au venit prin prezența lor, prin cuvântul lor, prin rugăciunea lor, prin ceea ce fac ei să aducă un omagiu. Și aici a fost soră de credință cu noi, soție pentru fratele Ilie, mamă pentru copii. Apoi, orice grad de rudenie ar mai fi. Iată, dar aici, în fața noastră, la trupul neînsuflețit a surorii Florica Coman. Doar la 62 de ani, Dumnezeu a chemat-o acasă. O mamă care a crescut împreună cu fratele Ilie 14 copii. Dacă vreți, 16 a avut, dar în viață sunt 14. Din cei ce ar fi dorit să vină, să fie alături de tata și de ceilalți frați, mai sunt încă frați care n-au putut veni, copii care n-au putut veni. Vin de departe, alții din Italia, alții din America, mâine vor sosi. Și totuși nu vor putea toți să vină. Se va transmite direct slujba de priveghi și mulți vor urmări și seara aceasta și serile următoare. Tocmai de aceea am vrea ca pentru toți cei de aici prezenți și cei ce ne urmăresc pe internet, Dumnezeu să aducă mângâiere. Și pentru că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu să binecuvinteze viața fiecăruia. Fratele Ilie a iubit foarte mult poezia și până nu de mult, zilele trecute, încă a recitat. Probabil că nu se va opri din a recita, era dorința lui și este dorința lui. Pentru seara aceasta mi-a invitat un frate care se predice, dar să și recite, pentru că dorința fratelui Ilie era aceasta, să fie și recitator. Vom cânta dintr-o cântare cu frații vor hotărâ. Și dorim să aibă un scurt cuvânt de încurajare pentru familie, pentru adunarea de doliu fratele Șani, după care din nou vom cânta și vom asculta o poezie recitată de fratele păstor de la Târgu Jiu, fratele Iacob. Dumnezeu să se îngrijească de fiecare în parte și să mângâie fiecare ei. Haideți să cântăm cântarea 705 din Harfele Bisericii. Numai odată tu trăiești și cui ai vrea să-i slujești? Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să o predai? Numai odată tu trăiești și cui ai vrea să-i slujești? Și din inima s-o îndrepte.
Știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi, toți aceia, în mijlocul căreia, cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și citesc în continuare, la versetul 33, n-am răvnit nici argintul, nici aurul, nici hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenuncat și s-a rugat împreună ei toți. Acest mesaj se potrivește celei ce a trecut, surorii noastre, Florica, care cred că prin viața exemplară care a trăit, v-a arătat pildă de urmat. Și chiar dacă a sosit momentul să nu mai vedeți fața peste câteva zile, aduceți-vă aminte de cele ce a făcut. Poate un tată în rugăciune, o mamă, s-a îngrijit de cele netrebuicioase și adesea a găsit frământată și spunea că, frate, am probleme, că familia e mare. Și ne-am îmbărbătat pe vremea aceea când eram mai aproape unii de alții. Și ne-am încurajat unii pe alții. Și acum aș dori ca aceste cuvinte să le mai luați din când în când, copii, și citiți și aduceți-vă aminte de aceste cuvinte. Și prin cuvintele lui Dumnezeu avem posibilitatea să ne mângâiem inimile. Și eu doresc ca Dumnezeul mângâierilor să vă dăruiască multe binecuvântări și mângâieri. Amin. Haideți să cântăm din cântarea 234 din Harfe. Că Dumnezeu mai sus spre zările se vine, acolo e fericire pentru tine. Cu Sfinții în întâlnire pe albele colinei sus, ca Sfântul mire văd că vine. Te numerem mai sus, spre zările se vine, acolo fericire pentru tine. Oh, my God.
Și nevăzutul s-a făcut atom. Iisus umplu de bogății pământul când făurica frate al său pe om. De dragul lui venea ades în lungă. Și tot ce avea pe acest pământ i-a dat. Un singur rod. O singură poruncă. Purta un singur sâmbur de păcat. Dar într-o zi se auzi în țărână. Gustați din rod și fiți ca Dumnezeu. Și omul a întins către păcat o mână. Dar cel viclean l-a prins în lațul greu. A plâns în cer o inimă frățească. Dar nu-i putea ascunde a faptei blam, ci trebuia un preț să se plătească. Și fugoni sărac și rovă. Nemai având nimic să-i aparțină spre a se plăti din lațul celui rău, s-a dat Iisus pe sine însuși sieși, căci numai El era de plin al Său. Și astfel, din jertfa zămislit iubire și proslăvindu-și Fiul pe calvar, cel ce-i mai mult decât nemărginirea, ne-a dat prin El nemărginirea, dar ne-a îmbrăcat în scripitoare haine. Și în pasul veșnicilor ce vin, mereu, de plin, vom ști oricare taine și taine noi vor rămâne de plin. A fost cândva, vor spune cronii sfinte, și nu mai fi nici lacrimi, nici nevoi. De cele vechi nu ne-o aduce aminte, căci vom străbate veșnic ceruri noi, dar ca să știm ce frângere grozavă, ce fără margini preț a dat Iisus, oricât vom fi urcați din slavă în slavă, al crucinim va fi mereu mai sus. Iisus va reveni cum scrie cartea și va lega în lanțuri pe Satan. Va nimici pentru vecie moartea. Întemeind eternul canal, El va veni cu îngerii cei vrednici și de convoiul celor drepți înconjurat. Căci cele sfinți de preoți și de sfetnici a fost sfințit de Tatăl ca împărat. El va aduce veșnic ca cetate. Ierusalimul gloriei de sus, din aur și din nestemat, el răsăritul fără de apus. Vei fi și tu acolo. Sau în jale. Alege între glorie și scrum, că sfânta zi a cercetării tale, prietene, e ziua de acum în fața ta. E drumul către viață. Fă primul pas acum, nu să zăbovi, căci veșnicia care stă în față, atârnă toată de această zi. Amin. Aseară, vorbind aici, în sala aceasta, cu fratele Ilie, soția Florica,
Trăgea nădejde că va ajunge să fie de sărbători acasă. S-a dus în timp la spital, la Timișoara, să se întoarcă cu gândul de a fi la sărbătoarea nașterii Domnului în familie. Și a spus, Ilie, te rog să pregătești tot ce trebuie, să cumperi. Și a dat lista. Și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Vin acasă și vom face ce trebuie împreună. A fost totdeauna o ființă care s-a îngrijit de cei dragi. S-a îngrijit să fie, s-a îngrijit să aibă, s-a îngrijit să le spună ce este bine. În mod special, a dat exemplu prin viața ei și a ales să umble în neprihănire cu Dumnezeu în fiecare zi. Și copiii sunt o dovadă. Și-au vorbit așa de frumos despre mama lor când am vorbit cu ei. Pentru că ea a ales să facă voia lui Dumnezeu în mijlocul tuturor problemelor. Și parcă aud spunându-le copiilor, au zis, fiți liniștiți, aveți grijă, fiți mai buni unii ca alții. Și spunea soțului, Ilie, trebuie să îngăduim. E adevărat, au greșit, dar trebuie să îngăduim. Totdeauna media, totdeauna era persoana care căuta pacea, care căuta să își zidească căminul și a sperat că va fi iarăși împreună și la sărbătoarea nașterii Domnului, dar așa cum i-a spus, vin acasă, n-a știut exact că ea se va duce acasă la Domnul. Și așa s-a întâmplat. Vom cânta dintr-o cântare, apoi fratele Daniel Nemes ne va încuraja pe într-un mesaj. Mama mea m-a iubit și cu drag m-a îngrijit ca să nu mi se întâmple vreun rău. Îmi dădea tot ce avea, iar un supercultator adânc pentru binele meu. Vă iubi, mama mea, neîncetat, căci când ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, Doamne, fă să vin sus în cer cu tine. Mama mea m-a iubit și cu drag m-a îngrijit ca să nu mi se întâmple vreun rău. Îmi dădea tot ce-a
Poporul mi-a zis, nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi
ceea ce faci? El i-a răspuns, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ezechiel va fi un semn pentru voi. Voi veți face tocmai cum a făcut el. Și când se vor întâmpla aceste lucruri, veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Amin. Dumnezeu a înștiințat pe omul lui, pe Ezechiel, un om al lui Dumnezeu. Un om pe care Dumnezeu l-a ales să fie mesagerul său în momentele dificile ale poporului Israel. Cu toate acestea, el n-a fost scutit, l-a înștiințat Dumnezeu că îi va lua ce este mai scump în ochii, soția. Și cuvântul Domnului spune, vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. Și am spune noi, oare e corect? Și începem noi să punem întrebări. Cred că nu este înțelept să punem întrebări în situațiile acestea. Omul lui Dumnezeu a ascultat ceea ce a spus Dumnezeu. Nu te jeli. Nu lăsa să scurgă lacrimile. Încrede-te că și eu sunt Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Frate Ilie, Dumnezeu îți vorbește astăzi și El vrea să te încurajeze. În planul măreț al lui Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Greu, nu ușor. Dar noi care avem credința în Dumnezeu și știm că toate lucrurile se întâmplă doar cum vrea Dumnezeu, eu cred că sora Florica și-a încheiat activitatea. I s-a împlinit zilele care au fost rânduite înainte de a se fi născut. Atât a avut Dumnezeu pentru ea să o lase în lumea aceasta. Și a sfârșit alergare. Și Dumnezeu a hotărât să o ducă acasă. De aceea îți spune Domnul, nu lăsa să plânge, să lacrimile să curgă. Nu-i ușor. Dar Ezechiel a reușit să facă așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Cum i-a spus Dumnezeu. Poporul s-a uitat la el și a zis, nu înțelegem. De ce te comporți așa? El, pentru că avea încrederea totală în Dumnezeu, pentru că știa că El dă viață și El ia viața, chiar în momentele dificile ale vieții, când i-a plecat cea mai dragă, soția, el n-a disperat. El nu a delirat. El a rămas în continuare credincios lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Astfel de oameni vrea Dumnezeu să aibă și în Biserica Philadelphia și în tot poporul de pe întreg pământul. Oameni care să rămână credincioși atunci când lumea nu înțelege. Să rămână statornici în credință atunci când toată lumea poate te compătimește. Oamenii lui Dumnezeu au nădejde că nimic nu se întâmplă fără știrea Lui. Și dacă Dumnezeu a hotărât ca sora Florica să plece dintre noi, pentru noi este foarte greu. Pentru familie extraordinar de greu. Dar ne mângâiem cu cuvântul, căci Dumnezeu este Cel care cheamă pe cei ce sunt ai Lui. Pentru că El a pregătit un loc pentru toți acei care au trăit o viață dedicată lui Dumnezeu. Așa cum sora Florica și-a dedicat viața. A dat naștere la atâția copii. I-a dus pe lume și ei sunt astăzi aici. Din respect pentru mama lor. Dumnezeu a chemat-o acasă să-i dea răsplătirile pentru osteneala ei. Și acum s-a dus. Și ea este dincolo în eternitate. Unde continuă să trăiască într-o altă dimensiune. Dar în fața Dumnezeului Cel adevărat, care i-a dat viața și care a chemat-o acasă. Slăviți să fie Domnul! De aceea nu plângeți. De aceea rămâneți tare în cuvântul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este suveran. Și El este Cel care vă va mângâia inimile. Noi nu o să putem. Noi nu avem cuvinte să vă mângâie inimile. Dar Dumnezeu o poate și îl rugăm pe El să o facă. El poate să vă dea mângâierea care numai El o poate da, pentru că El le cunoaște inima. El știe nevoia. Și așa cum omul lui Dumnezeu Ezechiel a arătat celor din jur că el se încrede în Dumnezeu chiar când i-a murit soția,
El a rămas credincios de Dumnezeu. Mă rog Domnului pentru fratele Ilie, Domnul să-l întărească. Domnul să-l țină cu brațul său puternic. Să rămână credincios Domnului. Eu știu că sora Florica l-a încurajat când el a fost cel mai greu încercat în suferință și în boală. Sora Florica a fost alături de el. Și a spus, frate Ilie, nu te lăsa. Ilie, încrede-te în Domnul. Eu sunt convins că așa a făcut sora Florica. Și Dumnezeu a lăsat-o să-l întărească pe fratele Ilie. Și acum, uitați-vă, Dumnezeu a avut un alt plan. Când toți ne gândeam că fratele Ilie e bolnav, toți ne-am gândit la cei mai rău. Uitați-vă că Dumnezeu e suveran. La El este viața. El dă viața sau o ia. Dar pentru cei care sunt credincioși lui Dumnezeu, plecarea din lumea aceasta nu este un faliment, frații mei. Plecarea din lumea aceasta este o biruință. Slăvit să fie în numele Domnului. Și cred că și Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă tuturor. Celor care astăzi suntem de o parte de necaz. Dar Domnul vrea să ne întărească. Orice se va întâmpla în viața aceasta, copiii Domnului se încred în Dumnezeu. Rămân credincioși și statornici în credința lor. Pentru că astfel ne vom putea duce mântuirea până la capăt. Și când va veni, când va suna ceasul lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, aici sunt. Așa cum sunt, vin înaintea Ta, primește-mă în împărăția Ta. Vă rog Domnului ca El să ne ajute pe toți. El să mângâie familia îndoliată. Să întărească pe toți cei care sunt prezenți aici. Și să ne ajute să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Amin. Haideți să cântăm din cântarea 738 din Harve. Mă încred în El orice s-ar întâmpla cu Dumnezeu în viața mea, fie ce-o fi, în orice zice rezultată, m-a călăuzit. Mă încred în El orice s-ar întâmpla. Să-ți ascultată, mă călăuzi.
Dacă ar fi să-l întrebăm pe fratele Ilie, ce poți să spui? Ar avea tăria aceasta să spună că așa a murit Dumnezeu David. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Iar celorlalți le-ar spune, stau mult, nu deschid gura, căci Dumnezeu lucrează. Sâmbătă, care a trecut sfârșit de săptămână, nu ne gândeam noi, neamurile, că se va întâmpla sfârșitul zilelor liturgice. Și am sunat la Ilie, la Timișoara, care a stat mereu, mereu, mereu în Dumnezeu. A fost Lia acolo, a fost Demi acolo, a încurajat pe tata, a stat cu el, a încurajat pe mama. Văzându-o, Ilie pe Florica, că trăiește ultimele momente, toată de mână și-a dus, Florica nu mă lăsa. Florica nu mă lăsa. Nu mă lăsa singur. Nu depinde de ea. Eram la priveit la sora lui Victoria, la 7:30, când a sunat în nou, de soție, și-o întreba, Felie, ce fac? Zice, rugați-vă Domnului să deschidă cerul, că nu poate muri. S-au pus pe genunchi, s-a rugat, ca Dumnezeu să deschidă cerul. Asta era felul. Felie a rămas încrezător că Dumnezeu lucrează. Și acum se spune aici, despre omul lui Dumnezeu, cei ce își pun tăria în Dumnezeu și în astfel de momente nădăjduiesc în ajutorul care vine de la Dumnezeu. Și acum vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, invit pe fratele păstor să vină și să citească cuvântul Domnului și apoi vom asculta predica în seara aceasta. Voi invit să deschide Sfânta Scriptură, cine o învăț la dumneavoastră. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la 13 la 18 inclusiv. 1 Tesaloniceni 4, de la 13 la 18. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți, împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Vă invit să vă reașezați. Durerată familie, îndoliată asistență, ne găsim adunați în jurul acestei rafturi în care s-a cesut trupul neînsuflețit acelei care a fost sora noastră de credință, Coman Ecaterina, dar dumneavoastră o știți de Florica, cu toții o cunoașteți ca și sora Florica, care a plecat dintre noi la vârsta de 62 de ani, dar numai 62 de ani. Așa a hotărât Dumnezeu. Îmi place foarte mult motoul de aici. O reprezintă foarte bine și acestea sunt cuvintele fratelui ei mai mare. Acestea sunt cuvintele fratelui
cuvintele fratelui sorei Florica mai mare, a Domnului Iisus. El a spus așa. El este fratele sorei Florica. El este fratele nostru mai mare. Slăvit să-i fie numele. Și el s-a născut în lumea noastră. Și el a venit în lumea noastră și noi sărbăm aceasta, tocmai zilele acestea. Și dacă v-ați pregătit de sărbătoare, aceasta a fost surpriza lui Dumnezeu. Ca să o transfere în cer. Acolo, cu ocazia acestei sărbători. Chiar dacă Domnul Iisus nu s-a născut așa cum sărbătorim noi acum. Dar nu contează ziua, contează evenimentul, contează sărbătoarea. Noi comemorăm și ne aducem aminte, comemorăm nașterea Domnului Iisus. Și cu ocazia aceasta a luat-o să se nască acolo pe plaiurile cerești, cu ocazia acestei comemorări a nașterii Domnului Iisus. Și aici ne pregătim cu sarmale, cu piftii, cu cozonaci, aici ne pregătim cu unele, cu altele, dar acolo Dumnezeu a așteptat-o ca să-i dea odihnă pentru tot ce a spus ea. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum Dumnezeu a chemat-o să se odihnească de toate ostenelile ei. Un unchi al meu muri la 87 de ani, cu un an înainte a murit soția. Numai un an a mai rezistat fără ea, au fost foarte atașați unul de altul și în fiecare zi, după trecerea în neființa soției, el a plâns. Fiecare zi a plâns. A plâns de dor, după ea și de singurătate. Un om la 87 de ani. La 87 de ani, ce vă spun, este adevărat. Suntem în casa Domnului. Și în ziua în care el a plinit 87 de ani, după ce făcuse seara, după ce-i făcuse seara fica lui, baie, dacă ai făcut baie copiilor, o să-ți facă și ei baie. Dacă nu i-ai dus la cămin, nu o să te ducă nici ei la azil. Și după ce i-ai făcut se baie, și după ce l-a băgat într-un training nou, curat, dacă i-ai luat hăinuțe și dacă i-ai luat greu, o să-ți ia și el. I-a pus în mână o cană de lapte, un corn, și a luat câteva înghițituri de lapte, a mușcat de câteva ori din cornul acela, pentru că așa a avut și grijă, așa a avut grijă și tata de ei. Au avut și copiii grijă de tata și de mama. Și după aceea s-a oprit, doar și-a tras sufletul pe canapea acolo, așa. Și când a răsuflat, deja a fost în cer la Domnul Iisus. Era ziua în care împlinea 87 de ani. A început, să zic așa, sărbătoarea. Trecerea în revistă a amintirilor acelor 87 de ani de călătorie aici pe pământ, trudă și durere, că-și trece, uite, iar noi zburăm și tot ce se laudă omul nu este decât trudă și durere. Și s-a trezit în cer la Dumnezeu cu ocazia zilei lui de naștere. Și a fost în cer la Dumnezeu. Dar soția lui, mătușa mea, îmi spunea atunci când se apropia momentul să plece că este foarte frică de moarte. Avea așa o frică teribilă de moarte. Și îmi spunea, nu știu cum va fi, mă va durea, cum se va manifesta, n-am nici cea mai vagă idee. A fost, în câteva rânduri, a fost suferită toată viața dumnei. Și în câteva rânduri a fost la un prag să treacă la cele veșnice. Și de acolo, dintr-o stare deplorabilă, în urma multor operații, Dumnezeu o ridica. Iarăși, și-o lua iarăși de la capăt. Și când mi-a spus că are așa o teamă, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit să o întreb. Și a spus, mama, ți-amintești cumva de momentul în care ai venit pe lume? Și eu nu mi-amintesc nimic, părinții mi-au povestit. Te-a durut când ai venit în lume? Nu știu, mama mi-a spus. Mie, de exemplu, mama mea mi-a povestit că la nașterea mea era să mor și Dumnezeu, era să mor și eu, o naștere pelviană. Numai Dumnezeu a făcut să mă întorc înapoi și ca un semn că El dă viața, El omoară și El întoarce înapoi și la porunca Lui se întoarce și un prunc înapoi în pântecele mamei. Am venit ca un soldățel cu picioarele înainte, cu mâinile pe lângă mine. E foarte periculoasă și o naștere. Dar ca să se cunoască că El întoarce și nici măcar că doar putea să mă aducă cu capul înainte și să fie o naștere. Nu, ca să știe și să cunoască că El este suveran și că El
e mai puternic decât cel rău care vrea să omoare, să omoare o mamă și un prunc, m-a adus cu piciorul înainte, mama-mi povestește, habar n-am avut. Și am întrebat-o, te-a durut? Și azi nu mi-am inteles. Tot așa va fi când Dumnezeu va hotărâ să te ducă din lumea asta. Cum n-ai știut când ai venit, așa nu vei ști când vei pleca. Cum nu te-a durut când ai intrat în lumea asta, așa nu o să te dau când ai să pleci. Și dacă sora Florica a suferit, a fost doar, cu cât, Lia, o lună jumate, două? Cu cât timp a fost diagnosticată? Da, jumătatea lui August. Da? A fost diagnosticată. Și de atunci a avut un tratament aici, după aceea a plecat la Timișoara, Lia a fost nelipsit acolo lângă ea. Ea se serpe și a vedea lângă mama ei. Ați văzut cu câtă râvnă cântau copiii ăștia? Era un legământ. Cântarea mama mea, mama mea, m-a iubit și cu drag, m-a îngrijit. Știți ce spune acolo? Era un legământ al lor. Voi iubi mama mea, neîncetat. Ați văzut cu câtă râvnă cântau? A văzut cu gura plină așa? Ca un legământ al lor, ca un angajament al lor înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute. Să iubiți pe mama voastră și să nu o uitați. Voi iubi mama mea neîncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună mă rog, Doamne, fă să fim sus în cer. La tine, asta a fost dorința ei. Asta fie și dorința voastră. Asta fie și dorința noastră. Acum, dacă ați suferit, mă întorc la idee. În ultima, această jumătate de an, haideți să-i zicem, o jumătate de an, da? A fost numai ca dezrădăcinarea aceasta să nu fie bruscă, să nu fie așa surprinzătoare. Știți că prin suferință Dumnezeu ne desăvârșește? Știți că prin suferință Dumnezeu ne dezrădăcinează? Prin multe alte evenimente nefericite din viața noastră, de care cu durere ne aducem aminte, tot mai taie câte o rădăcină și tot mai smulge câte o rădăcină și ne tot smulge și ne tot atrage către sine. Și se căsătorește și doi, cum s-a căsătorit și fratele Ilie. Acum are vârsta de 65 de ani și numai în urmă cu 2 ani a trecut printr-o operație, printr-o intervenție chirurgicală. Și acum, așa cum menționa și fratele Petrică, toți se gândeau la ce era mai rău și Dumnezeu răstoarnă situații și Dumnezeu l-a întărit pe fratele Petrică să poată să fie alături de sora, pe fratele Ilie, ca să poată să fie alături de sora Florica. Uitați-vă dumneavoastră, când s-au căsătorit, au făcut planuri de viitor. Știți ce mi-a spus fratele Petrică? A fost o familie foarte încercată, greu încercată. Luminița nu e aici cea mai mare, Demi e aici, Emanuel, are numai 19 ani, va ajunge mâine și Luminița. Și Daniel la numai 8 ani, ea n-a crescut doar 14 copii. Sora Florica a crescut 16 copii. Știți că l-a răsplătit Dumnezeu un pahar de apă? Știți că ăsta e cuvântul promisiunii și a păcătuințelor lui? Dar voi că a purtat 9 luni un copil în pântece, nu-i m-a răsplătit Dumnezeu? Știți că n-a dormit? Știți că i-a fost foarte rău? Știți că a avut rău de știți, de sarcină? Este grozav lucru. Și-au făcut planuri de viitor. Și parcă tot mai departe erau planurile lor și împlinirea planurilor lor și a visurilor lor. Venea copil după copil și greutățile erau mai mari și greutățile erau mai multe și nevoile erau mai mari. Și cred că la un moment dat ei au obosit să mai viseze și au încetat să mai trăiască pentru ei și au înțeles că sunt chemați ca să sfârșească lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o aici pe pământ. Și atunci și-au suflecat mânecile și s-au apucat serios de treabă ca să crească copiii ăștia pe care i-au primit din partea lui Dumnezeu. Nu sunt copiii lor, sunt copiii lui Dumnezeu. Le-au fost încredințați doar pentru vreme. Pe Daniel a luat la 8 ani pruncul acela care nici n-a căpătat nume la naștere și au rămas 14 în viață, 9 în diaspora, numai 2 aici în Petroșan și numai 3 dintre ei sunt necăsătoriți și situația este așa cum este și foarte greu este să se adune. Important este să se întâlnească în cer. Acolo în cer. Și mama Florica cu siguranță că acesta a fost ultimul ei gând. Știți că acesta e ultimul gând al mamelor? Acesta e ultimul gând. Să-și vadă
copiii în slavă la Dumnezeu. Și într-o zi, a veșniciei, într-un moment al veșniciei, când Dumnezeu, așa am citit, când însuși Domnul cu glasul de arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu va suna deșteptarea, printre toți își va face loc și ea și va privi. Veți fi toți acolo? Îl va aștepta pe Ilie? Vă va aștepta pe fiecare dintre cei 14? S-a întâlnit cu Daniel? S-a întâlnit cu celălalt? Și este acolo cer în slavă la Dumnezeu? Și știți cu câte emoție vă va aștepta pe fiecare? Ultimul gând cu care am plecat și ultima dorință cu care aveți rădăcinat-o Dumnezeu de aici, dintre noi, prin suferință, a fost gândul acesta de a se revedea cu voi în împărăția cerurilor. Așa să vă ajute Dumnezeu. Chiar dacă ați fost departe cu trupul. Nu mă întrebi de faptul că ați fost aproape cu inima și acum mă întorc la răul acela de sarcină. Avem și noi 6 copii în viață, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu 3 băieți și 3 fetițe, alți 2 în cer la Domnul Iisus. Știu ce înseamnă asta, să pierzi. Și am fost și în ipostaza aceasta de a mă certa cu Dumnezeu și până la urmă a trebuit să capitulez și să înțeleg că El e suveran, face tot ce vrea sus în cer și jos pe pământ între oamenii plăcuți voii Lui și El e dătătorul vieții, El dă viață, El omoară, se îndură de cine vrea și are milă de cine îi place. Credeam și am considerat pentru multă vreme că mi se cuvine și a trebuit să învăț lecția aceasta și să accept zdrobirea că El face tot ce vrea și că nu mi se cuvine. Este îndurarea Lui, slăvit să-i fie numele. Și numai pe 3 noiembrie Dumnezeu ne-a răsfățat cu ultimul băiețel dintre cei pe care îi avem, 3 băieți și 3 fete și toate sarcinile le-a dus foarte greu. Soția, 4 luni de zile, răul acela de sarcină, puneai ceasul după ea, înainte de a pleca la lucru, trebuia să o însoțesc la baie. Știți despre ce vorbesc? Corpul detecta, organismul detecta un corp străin. Și metabolismul așa se manifestă. Vrea să-l scoată afară. Ce-i cu corpul ăsta străin aici? Și vrea să-l jeteze afară. Și mereu senzația aceea de mamă. Dar după 4 luni se schimbă lucrurile. Și nu vrea să-i mai dea drumul. Și se împlinește cele 9 luni și nu mai naște. Măi, dar nu mai naște. Și hai cu el la spital, hai să-i facem ceva, hai să-i declanșăm naștere, hai să facem ceva. Nu mai naște. Organismul atât de mult se atașează că nu vrea să-i mai dea drum. A fost corp străin până acum 4 luni. Dar după alte 5 luni nu vrea să-i mai dea drum. Știți că așa se întâmplă și în familie? N-ați experimentat asta? Ați trecut prin criza adolescentină? Să scapi de sub autoritatea mamei? Să nu te vadă tatăl, să nu te știe tatăl. Poate că ați trecut și voi pe acolo. Așa este și în familie. Fată, nu te îmbrăca așa, nu ieși așa din casă. Și nu știi cum să scapi. Exact așa ne comportăm ca și copii. Și vrem să ieșim de sub autoritatea părinților. Dar uitați-vă odată cu trecerea anilor. Că ne întoarcem cu fața și cu inima către ei și nu vrem să le mai dăm drumul din lumea asta. Și Dumnezeu, așa cum aduce fătul în lume după 9 luni, așa ne ia mama, așa ne ia tatăl dintre noi și îl ia și duce, și îl duce în cer la Dumnezeu. Oricât de mult l-a iubit, oricât de mult l-a iubit, ți-o ia, ți-o smulge, ca pe un răsar. Și îl răsădește, îl replantează acolo în cer și n-ai mai vrea să-i dai drumul, nu te las, mamă. Și Doamne, ați văzut momente de astea? Ați fost martor la evenimente de felul ăsta? Se rupe inima. Se rupe inima. Trebuie să fii foarte tare în momente ca acestea. Să fii, să vezi un copilaș care nu-și dă drumul de gâtul tatălui și care zice, cui ne lași? Este extraordinar. Nu-i mai dăm drumul. Nu vrem să-i mai dăm drumul. Și Dumnezeu ne-l ia. Sunt 2 momente în viața noastră ca și părinți în care ne plângem de copii. Și spuneam despre visurile lor frumoase și când au încetat și să mai viseze și și-au să pleca mânecile și s-au apucat de treabă ca să plinească lucrarea pe care le-a dat-o Dumnezeu să o facă. Iubiții mei, toate aceste stări și atitudini trec. Uitați-vă dumneavoastră, este momentul acesta în care dorim, în care dorim să fie cu noi. Și Dumnezeu alege să ne ia dintre noi. Pentru că
Perioada aceasta în care noi ne plângem de copii trece. Și vine perioada cealaltă în care noi plângem după copii. Sunt aici, văd aici surori cu părul cărunt. Nu așa că vă așteptați fiii, n-aveți nevoie de două pâini să vină. Aveți nevoie de ei, să-i vedeți, ieșiți în ulița adeseori și vă uitați. Coboară dintr-un autobuz, coboară dintr-o mașină, vine, vă mai caută, vă mai cercetează, își mai aduce aminte de dumneavoastră. Iată perioada în care plângem după copii. Ne plângem de copii și după aceea plângem după copii. Niciodată parcă nu-i bine. Suntem atât de ocupați, suntem atât de înglodați, suntem atât de preocupați și după aceea atât de singuri, atât de triști. Trudă și durere că-și trece iute și noi zburăm. Am spus toate acestea nu ca să vă măresc nefericirea. Mă întorc acum la promisiunea lui Dumnezeu. Iubiții mei, aceasta este viața. V-am spus toate acestea ca să înțelegeți de ce Dumnezeu este nevoit să ne dezrădăcineze. Avem etapele noastre în care vrem să scăpăm și după aceea nu vrem să mai dăm drumul. Și Dumnezeu are metodele Lui să ne dezrădăcineze și să ne ia dintre noi. Și să nu fie așa de bruscă și așa de dură și așa de mare ruptura. Și să ne familiarizăm cu gândul acesta. Sora mea, la numai 10 ani, născută în 77, trecut la cele veșnice în 87, și am aflat în seara aceasta că de același diagnostic a murit, leucemie acută, este o boală foarte ascunsă. Când a explodat centrala de la Cernobâl în 86, eram în armată, 85, 86, 87, a explodat centrala de la Cernobâl în 86, valul acela de radiație a venit și 2000 de copii au murit. Dar, ea fiind structurată foarte puternic, a stat foarte mult afară, a fost expus în special la amiază, nu trebuia să fie expus copii, și ea a căpătat această boală. Dumnezeu a îngăduit, Dumnezeu a hotărât, dar n-am știut absolut nimic. Și într-o zi mama a văzut că avea o urmă aici, pe șold. Și ea întreabă, dar nu ți-a mai trecut urmă? Ce nu se lovise de scaun? Și imediat inima mamei a fost răpunsă. Dacă are leucemie. Fugi cu ea la București și i s-a spus, i-a dat-o acasă și i-a spus, mai are câteva zile de trăit. Atât de puternic a fost. Am încercat prin Crucea Roșie să o ducem, să-i schimbăm. De vreo 3 ori s-a schimbat și Sora Florica sângele, nu? Și s-a încercat tot ce a fost posibil. Știți ce au spus medicii? Sistemul osos este afară. Pe mădură. Nu se mai poate face nimic. Dar am înțeles atunci că Domnul a hotărât să o ia acasă. Dincolo de toate strădanile, nu s-a mai putut face nimic. La numai 10 ani, Dumnezeu a luat-o acasă. Știți ce ne-a învățat Dumnezeu prin copilul acesta? Ne-a învățat să ne rugăm. Cu 6 luni înainte de a trece la cele veșnice, se retrăgea într-o cameră și se ruga ore în șir. Un copil la 10 ani. Eram pe terenul de fotbal și nu mai aveam pace și liniște și mă întorceam acasă, nu mai aveam pace, nu mai aveam nici, mă mâna ceva acasă. Și când intram și străbăteam din hol în cameră, și când ajungeam lângă tocul ușii, o auzeam rugându-se. Pentru prima dată am auzit-o rugându-se pentru taine pe care numai eu le cunoșteam. Taine ale sufletului meu, erau între mine și Dumnezeu. Duhul omului știe ce al omului și Duhul lui Dumnezeu le cunoaște pe toate. Și ea se ruga prin Duhul Sfânt pentru toate problemele din viața mea, probleme ascunse. Și când ajungea, 11 au fost la mama, 5 băieți și 6 fete. Și își făcea timp să ne ia la rând pe fiecare. Știți cum se povea la fiecare? Eu am stat lângă tot colușul, o oră și 20 de minute, eu nu știu de când se ruga. Și nu mai puteam deja de picioare, stând în picioare, și am stătea în genunchi acolo. Acolo am învățat să mă rog cu inima. Ce înseamnă să te rogi cu inima, nu de pe buze. Credeți că în suferință Dumnezeu ne desăvârșește? Dumnezeu ne desăvârșește și ne dezrădăcinează și și face ca trecerea aceasta să nu fie atât de dureroasă și să fie suportabilă? Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Deci însuși Domnul, versetul 16, cu un strigăt,
cu glasul lui Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, căci însuși Domnul. Și cât de puternic este cuvântul acesta, ce garanție îmi dă mie? La început, Dumnezeu. Așa începe Sfânta Scriptură. La început, Dumnezeu. Și aici, căci însuși Domnul. Păi dacă Domnul gestionează venirea noastră în lume, tot Domnul gestionează și plecarea noastră din lume. Pe ce credeți că e așa o bagatelă, că e un lucru de apucat, că e așa, e ceva superficial? Păi gândiți-vă dumneavoastră că raportat la plecarea din lume este mai puțin importantă venirea în lume. Pentru că la plecarea din lume este contabilitate, se contabilizează. Eu am citit în Apocalipsa 20, am citit în Apocalipsa 20 și vreau să vă citesc cuvântul acesta despre o carte. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut pe morți, dar haideți să încep de la versetul 11, de la capitolul 20. Și am văzut un scaun de domnie, ca să începem tot cu Dumnezeu. Am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Nu așa că se face contabilizarea la plecare din lume? Se închide cartea. Cartea vieții sorei Florica s-a închis. Orice am vrea să mai adăugăm noi, nu se mai poate. Stimați creștini, sunteți și prieteni aici, prieteni de aproape ai familiei. Nu se mai poate face nimic. Tot ce se poate face, și mă adresez dumneavoastră, se face atâta timp cât suntem în viață. Acum, ce garanție avem noi? Ce contract avem noi cu viața? Știe cineva ziua de mâine este a noastră? Nu avem nicio garanție. Nu am putut pricepe asta niciodată. De ce cele mai importante decizii și lucrări le lăsăm la urmă? Care urmă? Care urmă? Știi tu? Știu eu? Știți dumneavoastră? Toate acestea le-a păstrat Tatăl în știrea Lui. Toate acestea. Când despre vrem și soroace, nu-i treaba voastră. Ia Tatălui. El le-a păstrat în știrea Lui. Habar n-avem dacă ziua de mâine este a noastră. Atunci de ce o lăsăm pentru mâine? Mâine e a lui Satana. Pe paginile Scripturii am găsit numai astăzi. Astăzi este ziua. Dacă aude cineva glasul meu, astăzi, mereu și mereu astăzi. Dar noi cele mai importante de decizii le lăsăm mâine. Și de aceea cei mai mulți se vor pomeni veniți prea târziu. Există un prea târziu. Prea tânăr ca să, prea ocupat ca să, prea târziu ca să. Cunoscut oameni care au vrut să se mai pocăiască și n-au mai putut. N-au mai putut. Încă n-au murit, dar nu au mai putut. Credeți lucrul ăsta? Dar de unde știm noi? Câteva versuri, nu am înțeles niciodată de ce părinții cele mai importante sfaturi le lasă pe patul de moarte. Le lasă pentru când voi fi pe patul de moarte. Dar ce știi tu și ce știu eu conjunctura în care voi muri? Dar ce știi tu și ce știu eu și ce știm noi dacă vom mai putea grăi? Dacă vom mai putea vedea, dacă vom mai auzi, dacă vom mai fi în deplinătatea facultăților mentale, dar ce știm noi? Avem noi așa contract și convenție cu viața, că noi vom sfârși sănătoși și bine mersi, pleznind de sănătate, plecăm din lumea asta? Cele mai importante cuvinte le lăsăm pe patul morții. Așa spunea un tată fiului lui. Mergi, fiul meu, în pace, dar pe cale. Dreptar să fie sfatul ce-l primești. Să faci din el merindea vieții tale. Și cum ai auzit, așa să și trăiești. Nu-i rai atunci când ai noroc în viață. Nu-i iad atunci când ești nenorocit. Nici totdeauna lacrimi să ai pe față, dar nici într-una zâmbet fericit. Adeseori e rău când îți merge bine. Iar alteori nu-i bine că ți-e rău, dar nu când fii. Căci alții sunt mult mai triști ca tine. Iar cei voioși sunt ascuțini în jurul tău. Fii prieten bun la câți mai mulți
Se poate. Dar, prieten bun, că-ți mai puțin să-ți faci. Lui Dumnezeu să-i le spui pe toate, dar în fața oamenilor tu să tari. Dator să-i faci pe toți față de tine. Dar tu dator să nu fii nimănui de taina sa. Să spui la oricine, dar taina ta la nimeni să nu spui. Nu-ți dezlega viața de iubire. Dar inima să nu-ți o legi deloc. Nu norocul lumei fără fericire, iar fericirea ai fără de noroc. Mergi, fiul meu, în pace, dar pe cale. Le vei păzi cu grijă. Sfatul meu spunea tata, oricât i-ar fi primejdiile tale, te va scăpa din toate tatăl tău, adică Dumnezeu. Dar de ce să le lăsăm la urmă? De ce să le lăsăm pe patul de moarte? Mama, cu mâna albă de domniță sau mâna aspră, muncitoare, de lege de porți o floare la cosiță sau diademă lucitoare, de lege leagă de mătase ori piata albie săracă. O, mamă, inima înduioasă, în sfinte rază te îmbracă, ești tu, mereu aceeași mamă, un zâmbet cald în suferință, o fluturare de năframă la întâiul ceas de miruiță și te-ai rămas la țărm uitată și singură de aici înainte. Nu pentru tine plângi deodată în rugăciunea ta fierbinte, durerea. Grija se destramă când ne revești o mângâiere. Ești joia patimilor, mamă, și noaptea sfântă de înviere. Măreață sfântă, fără teamă ești jertfa ta, fără de răsplată. Pământul dă, dar cere, mamă, tu dai și nu ceri niciodată. O, pentru toți cei ce te cheamă, te plâng, te cer sau te visează. Fii binecuvântată, mamă, tu, mamă, binecuvintează. Dar de ce să le lăsăm pentru ultima dată? De ce să lase tata sfaturile pentru ultima zi? De ce să lase copilul aprecierea pentru atunci când mama nu-l va mai auzi? Să mă face și pe mine să înțeleg lucrul ăsta, că n-am reușit să-l pricep. N-am reușit să-l pricep. De ce ce avem mai bun? Lăsăm pentru atunci când nu vom mai avea șansa să facem. Câte vise frumoase, câte declarații frumoase, ce mare buchet ai pus de atunci lui mama și n-ai mai reușit. N-ai mai reușit. Ai compus niște versuri cândva, nu le auzi niciodată, a plecat sora Florica, a plecat mama. Iubiții mei, de ce să le lăsăm la urmă? Haideți să ne spunem cuvinte frumoase astăzi. Haideți să ne apreciem astăzi. Haideți să ne privim așa, cu dragoste și să ne îngăduim și să fim mai buni și să fim așa o mare familie. Apreciez că ați venit astăzi aici. Aceasta e considerația dumneavoastră pentru familia Coman, pentru fratele Ilie, pentru cea care a fost Florica. Eu te-am proslăvit pe pământ, a spus ea aici, ca Domnul Iisus. Am sfârșit în lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Dacă n-am făcut ce am fi putut face, nu mai putem face. La mormânt, este prea târziu. Vedeți că există prea târziu. De ce lăsăm cele mai frumoase de noi? De ce planurile nu le materializăm? Iubiții mei, mă întorc la cuvântul lui Dumnezeu care ne asigură că de evenimentul acesta se ocupă însuși Dumnezeu, de plecarea noastră din lume. Și că El gestionează plecarea noastră din lume, așa cum a gestionat și venirea noastră în lume. Dar cu mult mai mare grijă se apleacă asupra noastră atunci când plecăm din lume. Pentru că deja avem o zestre cu noi. Deja avem o mare răsplătire cu noi. Este un burduf cu lacrimi adunat și strâns cu mare grijă, să nu se piardă vreuna. Sunt acolo gânduri, sunt acolo rugăciuni. Sunt acolo unele rugăciuni care încă nu s-au împlinit și se vor împlini peste mormânt. Și facă Domnul ca să se împlinească din inima arzândă a acestei mame Florica, să se împlinească și când va fi coborâtă joi în pământ. Să nu uitați că gândul ei de acolo, înainte de a pune prima lopată de pământ, va țâșni afară. Și nici un pământ și nici o glie nu va fi prea grea și va prea clisoasă ca să poată să împiedice, să răzbată rugăciunea aceea de mamă și să se înalțe până la cer în slava lui Dumnezeu și să se împlinească rugăciunea unei mame. Vedeți? Garanția pe care o dă Dumnezeu. Vedeți statutul acesta special de mamă? De ce spui așa copiii de mame? E o legătură chimică așa mai puternică
Pentru că îl poartă în pântece, pentru că nu doarme, pentru că... Și m-a învățat Dumnezeu o lecție de unde vine autoritatea. De unde vine... Mersi, am. De unde vine autoritatea și m-a învățat Dumnezeu de unde vine autoritatea. Eu credeam că... Bine, n-am decât 1,65, dar vine, am zis că dacă strigi tare, decibeli, dai cu pumnul în masă și ești puternic, asta înseamnă autoritate. Și în fața unei căzi în care erau 5 copilași, care cărau apa din cadă, eu am umplut cada cu apă și unul cu un burete scotea apa afară, altul cu o bărcuță, unul cu o brățușcă, fiecare cu cea nimerit de pe marginea căzii, goleau apa, eu m-am străduit să o pun în cadă și să strădeau să o scoată afară din cadă. Și când am intrat eu în baie și am văzut că era mai multă apă pe jos decât în cadă, vă dați seama că am luat foc. Și imediat, dă buretele aici. Vine imediat aici. Adevăr, vine aici cu bărcuța. Și tăi, și tăi, și pe toți, mână-i, adună-i. Adună-i acolo la raport. Toți au venit, s-au înfățișat. Și mi-am credința buretele ăla, bărcuța lui, măcar că era jucăria lui favorită. Și toți au venit acolo la marginea căzii și a început să-mi dea toate lucrurile. Și dintr-o dată m-am scuturat eu acolo și mă credeam că ce autoritate sunt eu și asta. Și atunci Duhul lui Dumnezeu m-a zmerit și a zis, vezi tu, Iacove, cum te ascultă copiii? Eu părnă, dar e normal să mă asculte. Nu e normal. Nu. E un dar. Ascultarea copiilor de părinți e un dar, nu e normal. Uitați-vă anormalitatea din lume, dar ce e normal să asculte? Dar n-ascultă. Și atunci mi-a spus Duhul lui Dumnezeu așa, știi de unde vine autoritatea ta? Din slujirea ta. Noaptea, la ora 3, îl iei în brațe, cu ochii închiși, cu ochii cârpiți, îl pui pe o liță. Îl ștergi la fundulețe, la ducină în coi. Te duci și faci biberon, încerci laptele cu dosul mâinii, nu cumva să fie prea fierbinte. Cu ochii cârpiți de somn după ce te-ai dat jos, după 13 și 14 ore de peschelă, tu stai noaptea la ora 3 jumate. După ce îți ard călcâiele, legănălei, cu o sticluță, să-i dai un biberon. Și atunci am înțeles pentru prima dată că autoritatea vine din slujire. Așa, da, din slujire, autoritatea vine din slujire. Noi am fost chemați să ne slujim unii altora în dragoste și Dumnezeu să ne ajute. Și atunci vom fi și respectați dacă ne slujim unii altora în dragoste. Și tocându-mă la cuvântul lui Dumnezeu, cum spuneam la început, la început Dumnezeu, când a venit... Și am tocmit în sine însuși un plan de mântuire. Dumnezeu a tocmit în sine însuși un plan de mântuire și a trimis pe Îngerul Său Gavril la Fecioara Maria, vestirea nașterii Domnului Iisus. A venit Îngerul. I-a vorbit Dumnezeu prin Îngerul Gavril Fecioarei Maria. Tot prin Îngerul lui Dumnezeu, tot prin Înger i-a vorbit lui Iosif să nu lase pe Maria. Tot prin Înger a vorbit păstorilor în câmpiile Betleemului, tot prin înger, și Dumnezeu a gestionat toate evenimentele. Un singur lucru n-a făcut Dumnezeu. Nu a venit ca să-i pregătească în vederea întâlnirii, în vederea venirii Domnului Iisus în lume. Asta era partea lor. E o parte pe care trebuie să o facem noi. Dumnezeu își face partea lui, a întocmit planul, veghează. Isaia 4 spune, floarea se usucă, cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Deci El l-a întopit în sine însuși, veghează ca niciun cuvânt să nu cadă. Așa după cum ploaia și zăpada cad pe pământ și îl fac să rodească, să-l răslească, să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa niciun cuvânt al tău nu se va întoarce la tine fără rost, slăbit să fie Domnul. Da, El veghează asupra cuvintelor lui și planurile lui nu cad la pământ, neputincioase. Dar cum mă va găsi pe mine? Voi intra? Voi fi partea planului lui Dumnezeu? Cum mă va găsi pe mine? Ați văzut că nu a venit să pregătească cetatea Betleemului pentru venirea Domnului Iisus. Ei trebuia să fie pregătiți. Numai păstorii câmpiile Betleemului au pregătiți. Ați văzut că nu a pregătit cadrul, nu a pregătit absolut nimic. Foarte puțin a durat până Domnul a luat-o pe sora Florica. Și n-am avut timp să ne pregătim, nici n-am avut timp să ajungem din America, din Italia. Din Italia. Mai este devenit o fată din Italia, mai sunt 3 state, va veni Luminița, cu ajutorul Domnului să ne rugăm să ajungă cu bine. Și uitați-vă că nu avem timp de pregătire. Ne-o ia Domnul pe mama și nu mai putem, dar nu mai putea. El va veni. Voi fi la întâlnire? El oricum va veni.
Dar eu voi fi la întâlnire. Asta e partea mea. Asta e partea noastră. Ăsta e mesajul. Domnul își duce la îndeplinire promisiunile. Planul lui nu va cădea jos. Planul lui va rămâne în picioare. Problema se pune când va veni. Unde voi fi? Când mă va căuta, mă va găsi? Când mă va chema, îi voi răspunde? El se lasă găsit de cei ce-l caută, deschide celor ce bat și se lasă aflat de cei ce îl caută dintr-o inimă sinceră și curată. Celui ce bate îi deschide, celui ce caută se lasă găsit. Și toate acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu, este o parte pe care trebuie să o facem noi. Iubiții noștri, pregătirea este a noastră. Eu te-am proslăvit pe pământ. Nu altcineva trebuia să-L proslăvească pe Dumnezeu. Sora Florica. Și ce bine că a făcut-o. Că nu se mai poate face nimic acum. Ce bine că a făcut-o. Eu am sfârșit alergarea pe care mi-ai dat-o. Am sfârșit lucrarea pe care și alergarea și lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Partea asta nu o face Dumnezeu. Partea asta a fost chemată să o facă sora Florica. Se pare că fratele Ilie n-a terminat. Mai are câte ceva de făcut. Trebuie să consoleze copiii, trebuie să fie ca o mângâiere între copii. Copiii, ce n-ați reușit să faceți față de mama voastră, faceți tatălui vostru. Și ce n-ați reușit să materializați vis-a-vis de mama voastră, grăbiți-vă în ceea ce privește pe tatăl vostru, ca să nu aveți regretele, o parte din regrete care le aveți acum. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și mă întorc înapoi la cuvântul din Tesaloniceni, vine și spune că cinsuși Domnul se va ocupa de evenimentul acesta al plecării noastre din lume. Ce garanție! Pe ce mâini bune! Pe ce mâini sigure! În ce mâini sigure! Mâinile lui Dumnezeu! Nu a unui înger, nu a unui arhanghel, nu a unui serafim, nu a unui heruvim! În mâinile lui Dumnezeu este sora Florica, pentru că ea l-a proslăvit pe cine? Pe Dumnezeu! Și ea a sfârșit lucrarea pe care i-a dat-o cine? Dumnezeu! Păi nu-i normal ca Dumnezeu să o preia și să-i răsplătească? Nu îi se face niciun favor. Dumnezeu a chemat-o la odihnă. Un tată vorbea despre momentul acesta al plecării și un copilaș de numai 5 ani era în mașină cu el și la un moment dat copilul a tot cugetat-o drumul la ceas cu tatăl și la un moment dat îi spune tatălui: tată, eu știu de ce murim! Ce spui, mă? Prâsle, la 5 ani. Tu știi de ce murim noi la 5 ani? Și atunci copilul a zis: noi știi de ce murim? Pentru că am aflat că în cer nu va mai fi noapte, vom trăi veșnic și nu vom mai dormi. Și atunci am murit ca să ne odihnim de toate ostenerile noastre, ne luăm somnul așa, că atunci în veșnicie nu mai avem timp să dormim. Știa și el la 5 ani de ce murim și ne odihnim. Nu vreau să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Adormim ca să ne odihnim și sora Florica a adormit ca să se odihnească de toate ostenerile ei. Pentru un timp a visat, mă întorc la ideea de la început, a avut vise, a avut planuri. Dar fratele Petrică spunea, a fost o familie foarte încercată, greu încercată. Și parcă numai de dureri și de necazuri au avut parte, așa de concentrate au fost în scurta ei călătorie aici pe pământ, 62 de ani. Dar acum mă bucur pentru aceasta și n-aș vrea să vă schimbați părerea despre mine când spun asta, mă bucur că a fost concentrate în timpul acesta, pentru că oricum tot atâta trăia. Au fost concentrate pentru că o greutate veșnică de slavă și o frumoasă cunună a adunat ea și este pregătită acolo în cer la Dumnezeu. Și le-a concentrat Dumnezeu în timpul acesta cât a hotărât el ca să trăiască Florica pe pământ. 62 de ani. Și în 62 de ani, ce bine că a înțeles și n-a mai trăit pentru sine și a trăit pentru familie, ca acum să aibă parte de răsplătirile veșnice ale lui Dumnezeu. Și așa, câte concedii și-ar fi luat aici? Câte concedii și-ar fi luat? Câte băi la techirghiol ar fi avut parte să o trateze și să o ungă cu nămâr fratele Ilie? Nu prea multe? Acum, dacă a renunțat la toate acestea, mare este răsplătirea în cer la Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm din exemplul acesta. Închei spunându-vă
cam o bucurie la înmormântări și știți în ce constă bucuria mea? Nu pentru că mortul nu-i din familia mea, ci pentru că mortul, cel ce a adormit, cel ce a trecut la cele veșnice și a sfârșit cu bine alergarea. Știți ce înseamnă asta pentru mine? Aici o campioană. Aici este cineva care a trecut linia, finish-ul, a sfârșit cu bine alergarea. De acum așteaptă cununa pe care mi-o va da Dumnezeu, spunea Pavel, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui și doar a Florica a fost dintre aceștia. Și a pornit în competiția aceasta, în viața aceasta, în lupta aceasta, în maratonul acesta, în viață. Și a trecut linia de sosire cu bine. Unde Dumnezeu a auzit cuvintele, vin o slugă bună și credincioasă, de intră în bucuria stăpânului tău, Matei 25. Ai fost credincios în puține lucruri. Ia în stăpânire 10 cetăți, hai să zicem 16 cetăți, Domnul s-o răsfețe și Domnul să-i dea, după cum a făcut, iubiții mei, și a sfârșit cu bine alergarea. Asta e bucuria. Și închei cu tonul acesta optimist și cu optimismul acesta și aș vrea să vă molipsiți de la mine. Este o învingătoare, este o biruitoare, s-a luptat cu viața și a biruit datorită celui care a ajutat-o și a fost alături de ea, nu numai fratele Ilie, prin fratele Ilie a fost Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt a fost ajutată ca să sfârșească cu bine alergare. Felicitări! Felicitări! Și mă bucur din toată inima pentru sora Florica. Mai este în cer o învingătoare și s-a mărit norul mare de martori, acela de care suntem înconjurați și care ne fac cu mâna. Voi ce ați rămas? Dacă ea, o femeie bolnavă, a sfârșit cu bine alergarea și a reușit să biruiască, ce te face să te îndoiești că poți să sfârșești cu bine alergarea? Fii bărbat, fii puternică, încrede-te în Dumnezeu, sorei Florica, care ea i-a parafrazat cuvintele. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ajută-ne, Doamne, și pe noi. Amin. În Sfântul Mincântare 28, astăzi aici, mâine, unde o fi? Cine știe dacă nu muri? Cine în lume veste ne va da? În cruda noapte, în cruda moarte ne va căuta. Astăzi aici, mâine, unde o fi? Nu vei aștepta moarte.
Vreau să le cite din vers. Oriunde ai merge departe, orice să lucrezi, oricând, la poarta gândirii îți va bate un dor arzător și un gând. E dorul acela de mamă, ce în anii mici te-au crescut, sfioasă, cu drag și cu teamă, ți-a fost mângâiere și scut. O mamă cunoaște viața și căile fiului său. O mamă plantează povața pe vremea când anii sunt grei. Mă opresc aici cu recitarea versurilor, dorind pentru noi, dragi copii, nu uitați sfatul pe care vi l-a dat mama, cât a trăit cu voi, ați spus lângă ea. Copiii, parcă iau glasul cum spunea, veniți la cine. Copii, totul e pregătit, copii. De astăzi rămâne doar glasul Tatălui Ilie și a Tatălui Ceresc să-L mai ascultați. Împliniți voia lui Dumnezeu. Amin. Dorim să ne ridicăm în picioare, să lăsăm rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru timpul acesta de veche și ne invit aici pe fratele Stoica Eugen să aducă o rugăciune de mulțumire. Pentru că Dumnezeu până aici ne-a sprijinit și ne-a binecuvântat, urmând apoi ca toți cei ce doresc în continuare să treacă pe lângă catafal, pe lângă sicriu, pot să o facă și în ziua de mâine din nou, la ora 6, putem să venim și să ascultăm cuvântul, dar mai presus de toate acestea, să fim alături de familie și să le putem oferi dragostea noastră. Prin prezența noastră aici vorbim atât de mult pentru familie, încât nu vă dați seama, chiar dacă nu spunem nimic, faptul că ne vede. Este o vorbă care pătrunde tot adânc și în același timp o speranță că nu sunt singur. De aceea vă invit. Vreau să anunț pentru cei ce nu știu că mormântarea va avea loc joi la ora 13, la ora 1. Invitată cu rugăciune pe fratele Vincenț Stoica. În numele binecuvântat și sfânt al Domnului Iisus, Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim din toată inima că dragostea ta este cu noi în fiecare clipa vieții noastre. Mulțumim că ne-ai promis că atunci când trecem chiar prin valea umbrei morții, ești cu noi. Și îți mulțumim, Doamne, că pentru noi nu va exista niciodată moarte. Doar o valea umbrei morții, fiindcă Tu ai biruit moartea și numele Tău, noi suntem de asemenea biruitori. Și chiar mai mult decât biruitori, Doamne. Mulțumim frumos pentru seara aceasta în care ai îmbărbătat inima fiecăruia dintre noi, prin acest cuvânt al vieții, cuvânt pe care ne-l-ai adus, Doamne Iisus, aici pe pământ. Mulțumesc din toată inima pentru că ne dai o nădejde dincolo de ceea ce pot vedea ochii noștri firești. Și nădejdea aceasta, speranța binecuvântată în care am primit-o, Doamne, prin cuvântul Evangheliei, este că nu moartea are asupra noastră ultimul cuvânt, ci ultimul cuvânt îl ai Tu, Doamne Iisuse, care ne-ai spus că ești viața întruchipată care a venit la noi. Mulțumesc frumos că Tu ai făcut pentru noi această lucrare deosebită, o lucrare desăvârșită, Doamne. Acum Te rog să binecuvintezi, Doamne, și vrem să-Ți mulțumim din toată inima pentru felul în care ai cercetat familia aceasta. Îți mulțumim frumos, Doamne, că avem exemple așa binecuvântate în fața ochilor noștri, de oameni care au știut să trăiască frumos și care au plecat frumos de pe pământ. Îți mulțumim că Tu știi să mângâi pe cei care au rămas. Mulțumim, Doamne, că biserica întreagă este cercetată de Tine prin această lucrare. Și Te rog din toată inima ca biserica Ta, ca trup al Tău, ca mădularea unii altora, Doamne, ajută-ne să simțim ceea ce Tu vrei să simțim. Îți mulțumim pentru toate. Îți mulțumim pentru frații care au slujit. Îți mulțumim pentru prezența fiecăruia a tuturor celor care au venit în această seară, Doamne. Și credem din toată inima că dragostea și harul Tău
și bucuria Mântuirii va rămânea și va fi cu noi în fiecare clipă a vieții noastre. Încredințăm viața noastră în mâna Ta, lucrarea aceasta mai departe, Doamne, pe fiecare dintre noi și pentru toate să mulțumim și Te slăvim. Tată drag care ești în cer, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Cu respect, vă rog să vă așezați. Mulțumim de Dumnezeu pentru evanghelia pe care am ascultat-o, pentru modul în care ne-a zis și cu această ocazie. Doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră, celor ce ați venit să fiți alături de familie. Aș vrea să mulțumesc colegilor din față, părintenii, pentru că ați făcut timp și ați venit să vă spie. Dumnezeu să vă răspătească. Dorim ca toți care aveți un gând frumos, o vorbă înțeleaptă, să o adresați. Și acum când unii vor pleca, cei ce doresc să mai rămână, pot să rămână. Și în felul acesta vom încuraja și vom îmbărbăta familia. Mulțumim și Dumnezeu să vină.